Aș dori ca mai înainte de toate să mulțumesc lui Dumnezeu, care mi-a dat harul și ne-a dat harul să fim împreună cu dumneavoastră în după masa aceasta, să mulțumim că în toată călătoria aceasta din România spre Germania, apoi din Germania până în Spania, aici la dumneavoastră, ne-a călăuzit, ne-a însoțit și îngerii Domnului au tobărât în jurul nostru și a fost cu noi. Am văzut mâna Domnului cu noi și în călătoria aceasta. De aceea vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu mai înainte de toate. Apoi mulțumim și fraților care ne-au primit cu dragoste și cu bucurie și în seara aceasta putem să fim împreună cu dumneavoastră, sunt împreună cu dumneavoastră, cu soția, cu cei trei copilași, cu cumnatul și cu sora mea și cu copilașii lor. Suntem, să zic așa, într-o mică trecere pe la dumneavoastră. Și apoi, peste câteva zile, ne vom întoarce înspre Germania, apoi înspre casă. Dar dorim ca toate aceste, și tot ceea ce va fi și în continuare, și tot ceea ce a fost până aici, vrem ca Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat în toate. Nu dorim să rămâneți doar cu amintirea sau cu gândul, cu frumoasa imagine că am trecut pe la dumneavoastră, ci dorim ca prin trecerea noastră pe aici, Duhul Domnului să fie acela care să vă ridice, să vă mângâie, să vă îmbărbăteze și să vă dea un imbolt să mergeți înainte, atât dumneavoastră, celor de aici, cât și nouă, celor care suntem în călătoria aceasta. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har. Am stat și am meditat puțin la cuvântul care a fost citit în seara aceasta. Și am văzut cum Duhul Domnului este acela care călăuzește toate lucrurile. Nu știam ce cuvânt aveau frații în seara aceasta programat. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, Duhului Sfânt, care El este acela care este și în frații de aici, și în noi din România, și în toți credincioșii până la marginile pământului. El este acela care toate lucrurile le orchestrează, așa cum spunea fratele încă de la timpul de rugăciune, face toate lucrurile și le orchestrează toate lucrurile în așa fel, încât în numele Domnului să fie slăvit și binecuvântat în toate. Mi-a pus Domnul pe inimă în seara aceasta tocmai despre credință să vorbesc și să ne îmbărbătăm prin câteva cuvinte și să vedem ce fel de credință avem. Fiindcă am găsit în cuvântul Domnului din acest pasaj, din Matei, din capitolul 14, niște oameni, cărora Domnul Iisus, sau dacă vreți, unui om într-un mod special, dar nici ucenicii nu erau departe de el. Știți ce i-a zis? Puțin credinciosul. Și mi-am pus întrebarea în seara aceasta, dacă ar fi să privească la mine, oare ce cuvânt ar avea Domnul Iisus pentru mine? Fiindcă s-ar putea ca eu să spun că am o credință mare. S-ar putea ca întrebându-vă pe unul fiecare în particular să aveți o părere bună despre dumneavoastră. Sau să vă întreb pe fratele ce fel de credință are celălalt frate și să spună poate să aibă o părere bună. Însă aș vrea să vă spun că în seara aceasta nu este atât de important părerea pe care o avem noi unii despre alții sau noi despre noi înșine. Ci este important părerea lui Dumnezeu despre noi. Și mi-aș dori ca în lumina cuvântului lui Dumnezeu, astăzi fiecare dintre noi, să vedem ce tip de credință avem. Ce tip de credință avem, ce fel de credință. Fiindcă omul lui Dumnezeu, Iuda, în cartea sa, aș dori să stăm ridicați pe picioare și să citim câteva versete, nu voi citi, este un singur capitol, toată cartea, dar voi citi câteva versete pe sărite, apoi ne vom reașeza. Și aș dori să citim de la versetul 3, versetul 4, apoi de la versetul 11 până la 13. Epistola sobornicească a lui Iuda, versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Versetul 11. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig,
Au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinea lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și aș dori să închei prin două versete, versetul 20 și versetul 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfânt, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Deoarece și timpul este înaintat, vom trece peste chestiunile protocolare și vom încerca să ne aprofundăm mai mult în cuvânt și să vedem câteva tipuri de credință pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu în care am citit și aș dori ca fiecare din locul acesta să medităm puțin și să vedem câteva tipuri de credință pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă tot vorbim despre credință, însă cred că ar trebui ca atunci când vorbim despre credință să trecem puțin și la nivel personal, nu doar la nivel general. Că este foarte ușor să vorbim despre credință, dar credința, conform cuvântului lui Dumnezeu din seara aceasta, o găsim parcă în mai multe feluri. Și o găsim parcă acest tip de credință nu în afară. Că degeaba vorbim despre cei din afară în seara aceasta, ci cred că cel mai important și esențial în seara aceasta este să vorbim despre credința din interiorul nostru. Aceasta ne va ajuta. De ce? Fiindcă atunci vom încerca să identificăm acele tipuri de credință pe care omul lui Dumnezeu Iuda le-a regăsit, dacă vreți. Le-a regăsit în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și a spus, băgați de seamă că ce între voi. Nu în afară, că știm să ne ferim de cei din afară, știm. Dar, dragii mei, am văzut că cele mai mari probleme, cele mai mari lupte, la nivel spiritual, la ora actuală, în bisericile penticostale, și o să rămânem la noi, nu sunt luptele care vin din exterior înspre interior, ci cele mai mari lupte care se dau la ora actuală în bisericile noastre sunt din interiorul nostru. De ce? Fiindcă sunt mai multe tipuri de credință care s-au strecurat în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și aș dori ca astăzi, cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu, să identificăm câteva dintre ele și să ne păzim, sau dacă cumva ne regăsim într-una dintre ele, să mergem înaintea lui Dumnezeu în grabă și să spunem, Doamne, doresc să mă pocăiesc în seara aceasta, doresc să-ți mulțumesc că prin cuvântul tău am identificat câteva lucruri, poate nu lucruri grave, dar câteva lucruri care mă fac să lupt împotriva planului tău. Mă fac ca să deviez de la adevărata credință. Mă fac ca să nu mai văd ținta, să nu mai văd, dacă vreți, locul spre care m-am pornit, ci datorită faptului că au început atât de multe lucruri să se amestece în bisericile penticostale, au început să vină lucruri prin care să spun asta nu-i păcat, asta e puțin păcat, asta e așa într-o zonă gri și asta nu mai e păcat. Stăteam și ascultam un frate mai în vârstă care trăia mai înainte, generația părinților, chiar bunicilor noștri, se ridicau frații în vârstă de la amvon, nu erau mari oratori. Dar când se ridicau la amvon, spuneau, asta e păcat, asta e păcat. Predicile lor erau foarte simple, foarte simple. Spuneau, asta nu e păcat, asta nu e păcat. Și era o mică zonă gri în care nu puteau să spună 100% dacă e păcat. Însă spunea acum unul dintre frați că am ajuns vremurile în care zona aceea gri nu mai e așa de mică, ci s-a lărgit așa de tare încât acum prea puține lucruri care atunci erau păcat, astăzi nu mai prea sunt păcat, ci sunt în zona aceea gri și cele care sunt păcat, iarăși tot așa. Și zona aceea gri s-a lărgit atât de mult încât nu mai știm. Nu mai știm. Și începem să lăsăm ca lumea să intre
în biserică și începem să cochetăm cu lucrurile din lume, să le acceptăm printre noi, când sunt anumite lucruri care trebuie să le osândim, spune Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aș dori ca să identificăm primul tip de credință pe care îl găsim în versetul 11, prima parte, în care spune așa, căci ei au urmat pe calea lui Cain. Primul tip de credință pe care îl găsim este credința aceasta a lui Cain, pe care o găsim în Genesa, în capitolul 4, și acolo spune Cuvântul lui Dumnezeu despre o întâmplare, când Cain și Abel s-au hotărât amândoi să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Vă întreb eu, cum erau jertfele celor doi? Din punct de vedere, dacă vreți, biblic, sau din punct de vedere a pregătirii jertfelor. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că ambele jertfe erau bune. Ambele jertfe despre jertfa lui Cain spune că din cele din tâi roade ale câmpului, din ce era cel mai bun. Cain a fost omul care din ceea ce a fost mai bun a venit înaintea lui Dumnezeu și a dat. Abel, la fel. Vă întreb eu. Și întrebarea se pune acum, oare de ce Dumnezeu n-a privit cu plăcere înspre jertfa lui Cain? Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Însă acolo spune Cuvântul lui Dumnezeu un detaliu care, dacă îl scăpăm, s-ar putea ca și noi să avem în inimile noastre anumite lucruri pe care frații nu le știu și să venim cu jertfele noastre înaintea lui Dumnezeu. Și să venim poate cu o cântare bună, să venim cu o predică bună, pregătită din punct de vedere omiletic, teologic, din toate punctele de vedere. Să venim cu o poezie frumoasă, dar în inima noastră să nu fie, sau inima noastră să nu fie în conformitate cu jertfa. Poate să fie jertfa foarte bună, dar Dumnezeu să nu o primească, dragii mei. Și îmi doresc ca în seara aceasta, acest detaliu despre care vă spuneam acolo în Genesa, în capitolul 4, spune Cuvântul lui Dumnezeu așa, că Dumnezeu a privit înspre Cain și spre jertfa lui. Este un detaliu care, dacă îl citești superficial, îți scapă. Nu rămâi asupra lui, însă vreau să vă spun că în seara aceasta Dumnezeu este acela care privește nu la cântarea mea, nu la predica mea, nu la cât de sofisticat și de pompos știu eu să mă rog, ci Dumnezeu în seara aceasta privește la inima mea. Și privește la mine, la Rareș, și privește la dumneata. Și apoi trece mai departe să privească la jertfă. Și v-aș întreba în seara aceasta dacă Dumnezeu ar privi în seara aceasta la tine și la mine. Oare ar privi, ar primi jertfa cu care vin eu înaintea lui Dumnezeu? Fiindcă, dragii mei, credința aceasta lui Cain este credința aceea care este gata să facă orice. Dă bani la biserică ori de câte ori este nevoie, ajută pe săraci, este implicat, dacă vreți, în toate departamentele, când trebuie să cânte-i primul, când trebuie poate să predice-i primul. Dar, dragii mei, credința aceasta lui Cain este tipul acela de credință care ar face orice, dar nu-i gata să se aducă pe el însuși ca jertfă. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 12, cu versetul 1, și dacă mă poți ajuta să fim puțin mai operativi, spune Cuvântul lui Dumnezeu așa, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți ce? Înainte de orice jertfă, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să ne aducem pe noi ca jertfă. Știți ce înseamnă aceasta? Spunea Domnul Iisus în Matei, în capitolul 16, cu versetul 24, că erau unii care vreau să meargă după Iisus. Dar se oprește Iisus și le spune așa, atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, sunt niște condiții. Sunt niște condiții. Dacă vrei să aduci o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sunt niște condiții. Dacă vrei ca lucrarea ta
dărnicia ta, tot ceea ce faci tu, predica ta, cântarea, slujirea ta, tot, dacă vrei să fie primită de Dumnezeu, rugăciunea ta, mai înainte de toate, adu-te pe tine ca jertfă lui Dumnezeu. Și știți de ce? Fiindcă în momentul în care te-ai adus pe tine, ai adus tot. Ai adus tot. În momentul în care, spunea Domnul Iisus, să se lepede de sine, adică tot ceea ce ești tu, tot eul tău, toată imaginea aia pe care ți-ai creat-o tu despre tine, trebuie să o pui pe plan secund. Să spui, Doamne, eu vreau să vin după tine, dar vreau să mă aduc pe mine ca jertfă. Ca jertfă de ardere de tot. Adică acolo pe altar, să las pe Duhul Sfânt să ardă tot din mine. Tot. Și când arde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu tot din mine, rămâne numai aurul curat, cu care pot să mă prezint înaintea lui Dumnezeu, cu care pot să vin să cânt o cântare și biserica să fie înflăcărată, cu care pot să stau înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, doresc ca în seara aceasta Duhul Tău cel Sfânt să fie acela care să călăuzească toate lucrurile. Doresc ca în urma cântării, în urma predicii, în urma poeziei, în urma rugăciunii, să văd slava Ta. Nu să mă văd eu. Nu, eu nu sunt important. Stătea odinioară omul lui Dumnezeu Ilie. Poporul era debusolat. Poporul nu mai știa ce să creadă. Și se ridică omul lui Dumnezeu Ilie în fața la 400 de proroci a lui Baal și 450 de proroci a Astartei, 850 contra 1. Și spune omul lui Dumnezeu Ilie, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele, se adresa poporului. Eu spus, haideți astăzi să vedem care este adevăratul Dumnezeu. Nu astăzi să se vadă că și eu grozav. Nu. Doamne, să se vadă astăzi slava Ta. Să se vadă în Vilanova că eu sunt copilul Tău. Că atunci când ies pe stradă, cei din jur nu se întoarcă privirile după mine decât sunt eu de bine îmbrăcat sau la modă. Sau poate mai puțin îmbrăcat. Ci oamenii când privesc la mine, să vadă într-adevăr că eu sunt copilul Tău. Să vadă cei din jur într-adevăr, așa cum odinioară. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre poporul lui Dumnezeu că pe vremea lui Estera spune că